Vești bune pentru locuitorii comunei de leni din județul Iași, începând cu data de 1 martie, au demarat lucrările de extindere a rețelei de apă potabilă. Este vorba despre investiție cu termen de execuție de șase luni, iar vizate sunt în special zona de leni de al, strada codrului și strada dumbrăvii, zona strada primăverii din drumul județean 281a, cimitirul vechi și satul Slobozia, strada Bahna. Lucrările vor fi realizate în baza unui proiect întocmit de primăria de leni, și predat către apa vital printr-o hotărâre de Consiliu Local, aprobată în cursul anului trecut. Contractul are o valoare de peste 1,6 milioane de lei și este finanțat cu fonduri din surse proprii apa vital. Demersurile pentru această investiție au fost inițiate de administrația locală a Comunei de Leni încă din anul 2018, cu scopul de a rezolva o problemă veche de ani de zile cu care se confruntă cetățenii. Chiar dacă anul 2022 este un an care nu a început, să spunem așa, din toate punctele de vedere, în cele mai bune condiții, pentru Comuna noastră va fi un an în care vom reuși să finalizăm o parte din investițiile mult așteptate de locuitorii Comunei de Leni. Și aș începe prin a vă spune că au început începând cu data de 1 martie, lucrările privind extinderea rețelei de apă în zonele comunei de leni de, leni de Al, strada Primăverii, strada Bahna Slobozia, zona Belniță unde primăria de Leni a dat locuri de casă pentru tineri în număr de 60 de locuri, deci vom face și extinderile de rețea de apă din acea zonă. Această investiție a fost uh, semnat contractul în data de 11 ianuarie între APA Vital și Constructor, în prezența președintelui Consiliului Județean, domnul Costel Alexe. Ele au început cu data de 1 martie, au un termen de execuție de 6 luni de zile. Asta înseamnă că undeva la sfârșitul lunii august vom avea finalizate aceste lucrări, care sunt, așa cum am spus, așteptate de foarte mulți cetățeni din această zonă. Valoarea totală a acestei investiții este de aproape 1,7 milioane de lei. Lungimea totală pe care va fi extinsă rețeaua de apă potabilă este de aproape 5.000 de metri lineari.